uiți așa de mulțumit. Asta în primul rând îți zisuri. Într-al doilea rând, nu s-a tale. Ia ca zisurile tale. Nici nu mai știu care e Jesus și care e realitatea. Și dacă ar fi asta de zi două, unul și același vis de-am când și încă n-am găsit nici o deosebire. Dar poate voi l-ați văzut? A? Nu! A? Ia ca și prima deosebire. M-a prins șeful că dorm la lucru. Tu te ștelecuiești întâi de lene, trânturi. Cine dintre noi nu știe că trebuie să te ascult șeful? Așa că am plecat la policlinic ca să mă izbăjesc de lene. Așa, ce vă supără? Mă roade o lene. Doctorul mi-a spus că lenea care o strâng în pat e foarte multă, că ni se-mi daie spatele de la dânsa și dacă vreau să scap de dânsa, trebuie să mă întind aici cu capul în jos. Oh, mă tem că am mai găsit o deosebire. Patul meu nu mai este la modă și mă tem că femeia mea n-o să vrei să doarmă în patul meu. Băi, cred că da. Ai venit? Da, câte ora? Ia că încă o deosebire. Dar de ce vă spun eu toate acestea când ar trebui doar să vă răspund la întrebarea? Din ce motiv îmi doresc o saltea dormeu? Nu știu. Dar cine nu-și dorește o saltea dormeu?